Cineva mi-a pus întrebarea, nu știu în ce direcție este MECA, când se duce, nu știu unde. Deci pleacă în... Da, mulțumesc, mari, mulțumesc sărbătoare. Persoana respectivă pleacă mereu undeva și acolo nu știe în ce direcție este MECA. Și... Nu știe cum să se poziționeze pentru rugăciune. Această problemă, din nou, Dumnezeu e un tip extraordinar, el e deștept, el o dat răspunsuri la care noi avem întrebări acum, după 14 secole, el a dat acum 14 secole răspunsurile, dar uneori nu le observăm. Din cauza asta facem aceste conferințe sau o scriem câte o cărticică sau discutăm pe Facebook și ne atenționăm unul pe celălalt despre un lucru care mi-a scăpat mie un lucru care mi-a scăpat la piciorul uh, meu sau la uh, marii sau așa mai departe deci împreună învățăm asta este ideea acestor discuții să învățăm împreună să ne amintim sau pur și simplu uh, să dăm o informație pe care n-am observat-o eu dau un exemplu mereu când am citit abia a patra, cincea oară Coranul, m-am înfiorat când am, am, citit începutul la sura Bakara, uh, capitolul Vaca, capitolul 2, Alif la mim, aceasta este cartea cea fără îndoială și acum se ridică pe, pe mine. Am citit patru ori și nu mi-a spus nimica. Când l-am citit a cincea oară, Dintr-o dată, parcă mi a stat inima în loc. Zic, domne, ce, ce, ce orb am fost până acum! Uite cât de frumos, cât de elegant, Dumnezeu ne avertizează și ne atenționează și ne spune fiecare lucru. De atunci, de câte ori am făcut recitirea, am găsit mereu, mereu lucruri noi. Parcă nu le văzusem până atunci. Dar probabil că se acumulează tot mai multă învățătură, tot mai multă știință tot mai multă informație și văd unele lucruri mai ușor deci persoana respectivă se duce undeva în călătorie și nu știe în ce direcție să-și facă rugăciunea fratele meu nu contează în ce direcție să faci rugăciunea dacă nu știi în ce direcție este caba deci pur și simplu te duci în orașul Vladimirov. Acolo te duci la un hotel. Habar n-ai unde e nord, unde e sud, unde e meca. Îți faci rugăciunea în ce, în ce direcție vrei. Și, lăuda să fie Dumnezeu, este corect și este acceptată. De ce? În Coran, în capitolul 2, la versetul 115, Dumnezeu, Prea înaltul Allah subhanu ta Că nu mai putem să fim musulmani Dacă nu o dăm pe arabă Cum am fost atenționat Că dacă nu știi arabă Ești tot prost Deci nu contează că ești musulman Ești prost Dacă nu ești arab ești prost Dacă nu știi araba Ești a roate la căruță Nu e adevărat Nu are nicio importanță Araba nu are nicio legătură cu islam. Arabă are legătură cu Coranul. Și Coranul în arabă se păstrează ca un etalon, nu ca o impunere. Dacă era o impunere, zicea Dumnezeu, acolo, sura 5, capitolul 25, bă, idioților, toată lumea să învețe arabă. Deci, în capitolul 2, versetul 115, pe Dumnezeu ne spune foarte frumos. Ale lui Dumnezeu sunt răsăritul și asfințitul oriunde v-ați întoarce, veți afla fața lui Dumnezeu, căci El este cuprinzător știutor. Te înfioară un picuț când citești versetul ăsta, adică practic uh, reiterează ideea din uh, capitolul 112, versetul 2, unde spunem, El este absolutul. Vă amintiți? Uh, uh, capitolul 112 care este crezul musulmanului și uh, unicitatea lui Dumnezeu este determinată clar în cele patru versete iar versetul 2 este uh, în felul următor el este absolutul deci uh, el este a Dumnezeu, El este absolutul, de nu naște, nu este născut și nu are pe nimeni egal. Crezul uh, musulmanului. Bun. Acel verset 2 din 112 este reiterat aici în capitolul 2, versetul 115. Deci el este peste tot. El este cuprinzător, el este știutor, oriunde te întoarce practic ești în fața lui. Pentru acest verset există și o, o poveste despre el. La un moment dat, în perioada Medinită Doamna Alexandru Neamțu Este o aplicație pentru telefon Kibla Direction Finder Doamna Alexandru Neamțu Sunteți o drăguță Dar dacă sunt sărac și nu am telefon <laughs> nu, nu, sunt grozave Chestiile astea electronice sunt grozave Dar islamul a fost dăruit omenirii pentru a putea fi practicat fără telefon mobil, cu. Uh, cum e fără Android și fără Kibla Direction Finder. Deci, lucrurile astea ne ajută, dar vă spun din tot sufletul, stau la țară. Pentru mine este ușor să trăiesc islamul pentru că îl pot aplica la fel cum îl aplicau acum 14 secole. Și jur pe Dumnezeu. Este extraordinar de simplu. Este superb. Este superb. În momentul în care încep să citesc uh, despre învățații X, Y, Z, uh, sfaturi, fatua, la la la, începe să mi se facă capul așa, după aia începe să împice și după aia zic, domne, ajung în iad că nimic nu mai fac bine. Uh, domnul Cristian, nu, musulmanii nu au zi de odihnă. Deci nu există zi de sabat. Ziua de sabat există numai pentru iudei. Chiar și creștinii practică ziua de odihnă duminica, dar este o chestie inventată de biserică. Bun. Să revenim la, la capitolul 2, versetul 115. Deci ne putem ruga în orice direcție în cazul în care nu știm în ce direcție este Meca. Cum spuneam în perioada Medinită, când deja Dumnezeu a permis musulmanilor să se apere, atenție, trebuie să știți că profetul Muhammad pace asupra lui a primit Revelația timp de 13 ani în Meca. După 13 ani, a emigrat în Medina, unde a mai primit Revelație timp de 10 ani. În primii 13 ani jumate, Realmente Dumnezeu nu a revelat nimic și nu a permis lupta armată sau apărarea armată cu armă în mână împotriva idolatrilor mecani, adică arabii care erau idolatri și stăteau în meca. Nu a fost permisă. După ce s-a făcut emigrarea la Medina, a venit revelația prin care musulmanilor le era permis să se apere, să lupte pentru a-și apăra viața. La un moment dat, în Medina, un detașament de musulman a fost trimis să, nu știu exact ce să facă, să păzească o zonă mai îndepărtată, să urmărească acțiunile militare ale idolatilor, nu știu exact. S-au dus în acea direcție, și n-au mai știut seara în ce direcție este Meca. Unii au spus încolo, alții au spus încolo, alții au spus încolo. Și atunci au făcut fiecare, și acolo, și acolo, și acolo. Când au venit acasă, când au venit în Medina, normal, firesc, s-au dus imediat la, la profetul Muhammad, pacea asupra lui, și s-au plâns. Trimis al Dumnezeu. Uite cum am făcut noi. Am fost nebuni, am greșit, am făcut așa, așa, așa. El nu a răspuns nimica. după o perioadă scurtă de timp a venit această revelație în care Dumnezeu spune că, indiferent în ce direcție te rogi, practic tot în fața lui Dumnezeu ești în momentul în care pui capul în pământ. Asta nu înseamnă că noi știm în ce direcție este Caba, adică acea moschee micuță din. MECA, deci noi știm unde e CABA, noi știm unde e MECA, dar nu ne rugăm pe stânga. Nu. Deci în momentul în care știi în ce direcții, te rogi în direcția respectivă. Dacă nu știi în ce direcții, te rogi în ce direcție nimerești. De exemplu sunteți într-o mașină și călătoriți undeva. Călătoria durează 3, 4, 5, 7, 8 ore, 10 ore, nu știu. Poate să dureze mult, în mașină mică sau un autobuz. Sincer, sunt musulman, sunt supus la unul Dumnezeu, încerc să fiu un bun supus la unul Dumnezeu, dar sub nicio formă nu mi-aș pune covorașul în autobuz, între rânduri, să-mi fac acolo rugăciunea. Asta ar însemna, din, din, punctul meu de vedere, ar însemna să fiu un ipocrit care se dă în spectacol și care nu face altceva decât ei îi, îi deranjează pe ceilalți. Pot să stau frumos în scaunul meu, și îmi fac rugăciunea. Da? Mă dau din ca, mă las mai ușor, mă las mai tare, îmi fac rugăciunea. Esențial este să ne facem rugăciunea. Dar autobuzul ăla face curbă stânga, face curbă dreapta. Ei, nu poate să meargă ei. Zii la șofer, băi, două grade către dreapta și o așa până în cad rugăciunea. <laughs> nu, nu se poate. Sau ești în avion și ești într-o călătorie nu de o oră. Ești într-o călătorie cu avionul de 4, 5, 6 ore. Sigur, sigur, doamna Carmen. Ne putem ruga și pe scaun. Pur și simplu. O secundă bună seara, am făcut mărturisirea de credință și am intrat în Islam. Vreau să spun mărturisirea de credință pe live. Mărturisesc că nu există nicio altă divinitate demnă de a fi adorată în afară de Allah. unicul și mărturisesc că Mohamed este ultimul său profet. Este ultimul său profet și mesager. Lăuda să fie Dumnezeu, fratele nostru Cristian. Acum suntem frați de două ori. De două ori suntem frați. Odată suntem frați că suntem români și odată suntem frați că suntem din același grup religios. Dumnezeu se binecuvânteze cu cât mai multă răbdare, cu cât mai multă înțelepciune și putere de a fi un bun supus al Lui. Uh, nu știu, sunt emoționat cât eu se întâmplă lucrul ăsta. Mi se întâmplă la fel, sunt foarte fericit, sunt foarte fericit pentru, pentru uh, Cristian, Să fericit pentru mine că am trăit momentul ăsta și pentru voi. Vă rog frumos să-i scrieți uh, felicitări. Allahu Akbar în arabă înseamnă Dumnezeu e mare. lăudați să fie Dumnezeu, Domnul Cristian, fratele nostru, dublu fratele nostru. Ne-ați făcut fericiți în această în această seară prin mărturisirea dumneavoastră și nu știu, să ne spuneți dacă aveți nevoie de, nu știu, coran, cărți, covoraj, ciupilică, ceva cu mare dragă vă trimitem așa ceva. Da. <laughs> da, dacă nu intram astăzi, nu se întâmplă lucrul ăsta. Nemăsurată e puterea lui Dumnezeu, și, sincer, toată viața am avut ocazia să văd minuni mari, minuni mici, lucruri de neexplicat, lucruri fantastice, chiar și lucrul din seara asta îl consider o mică uh, minune, o bucurie enormă pe care, în felul lui, Dumnezeu ne-a făcut-o trimițându-l pe Domnul Cristian să spună mărturisirea de credință împreună cu noi aici îmi pare rău că nu poate și el să vorbească să o spună așa puternic și dintr-o dată să-i auzim emoția în, în glas încă o dată felicitări lăudați să fie Dumnezeu fratele nostru Cristian Uh, te rog să ne spui dacă ai nevoie de ceva și putem să te ajutăm uh, cu ceva Uite, bine a spus cineva uh, Mi-a spus că dacă nu intram astăzi <laughs> Nu aveam bucuria asta Într-adevăr, nemăsurată e puterea lui Dumnezeu uh, Vreau să, să vă spun din seara asta, mâine seara nu, ori, nu o să intrăm în direct, îmi cer scuze de acum, este ziua mea de naștere și o să trândăvim și o să sărbătorim. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dumnezeu e mare! Sian. Merge. Acum. Da. Nu știu, s-a întâmplat ceva și noi uh, noi am dispărut de acolo. Dar văd că am apărut din nou. Merge? Merge? Bun. Deci am rezolvat problema cu direcția. Ne putem ruga în orice direcție. Există un exemplu din perioada profetului Mohamed specificat în Coran și uh, nu este nicio problemă când din neștiință ne punem capul în altă parte, în altă direcție.